Senatorii au dezbătut luni propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Inițiativa deputatului aparținând minorităților naționale, Adnaghi Slavoliub, a fost adoptată la începutul anului de parlament, însă acum a fost reexaminată după ce, în urma sesizării senatorilor PNL și USR, Curtea a declarat neconstituționalitatea unor prevederi din actul normativ. Conform modificărilor aduse, judecătorii Curții Constituționale nu vor putea fi reținuți, arestați, percheziționați sau trimiși în judecată decât cu încuviințarea a două treimi dintre membrii plenului Curții, la cererea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Din textul inițial a fost eliminată prevederea potrivit căreia judecătorii Curții Constituționale nu puteau fi urmăriți penal fără încuviințarea plenului. Raportul Comisiei Juridice a Senatului a fost criticat de opoziție. Prin acest proiect de modificare a legii 47 s-a dorit instituirea unei imunități pentru judecătorii constituționali. Apreciem că, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la criticile sesizate, imunitatea subzistă. Vă reamintesc că legea, astfel cum a fost modificată chiar și în urma controlului de neconstituționalitate din partea Curții Constituționale, menține competența plenului Curții Constituționale de a încuviința măsurile procesuale penale cu privire la judecătorii constituționali. Deși raportul Comisiei Juridice transpune parte dintre considerentele și dispozitivul Curții Constituționale, pe fond, proiectul de lege menține această imunitate a judecătorilor constituționali. Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotrivă. Raportul pe care urmează să-l aprobăm astăzi nu transpune în totalitate decizia Curții Constituționale și în continuare avem norme neclare și imprecise. Astfel, în acest moment, nu știm cu exactitate dacă judecătorul care face obiectul unei astfel de proceduri are sau nu are drept de vot atunci când se va pune în discuție cererea de încuviințare a măsurii arestării. Pe de altă parte, nu știm de ce este nevoie ca încuviințarea să se facă cu votul a două treimi și nu cu votul majorității și nici nu știm dacă judecătorul face parte, dacă el va fi luat în calcul când se va stabili numărul de judecători. Astfel, ajungem în situația în care va fi aproape imposibil ca un judecător al Curții Constituționale să fie trimis în judecată sau să fie reținut sau să facă obiectul unor astfel proceduri. Tot în urma deciziei Curții Constituționale, parlamentarii au eliminat prevederea conform căreia judecătorul care a fost numit pentru restul de mandat al unui alt judecător ar putea fi numit la reînnoirea Curții Constituționale pentru un mandat complet de 9 ani. Liderul senatorilor PSD a răspuns criticilor aduse de opoziție și a motivat necesitatea adoptării propunerii legislative prin cazul fostului judecător al Curții Constituționale, Tony Greblă. Această propunere legislativă a apărut ca o necesitate în urma unui abuz. Nu ne-am putut închipui că într-un stat democratic, constituțional, țară membră a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, un judecător incomod de la Curtea Constituțională poate fi reținut și cu propunere de arestare în materie penală pentru că a devenit incomod prin deciziile date de Curtea Constituțională. Un asemenea abuz incalificabil a fost sancționat de judecători în alte curți de casație și justiție prin respingerea aberantei cereri de arestare preventivă. Dar judecătorul Curții Constituționale a fost îndepărtat din plenul Curții pentru că așa au vrut protocoalele secrete. Adică așa au vrut cei care v-au creat și vă întrețin. Chestiunea legată cu votul dat de două treimi, el provine tot dintr-o rațiune practică. Am putea ajunge ca o majoritate de 5-4 să se comporte abuziv sau discreționar. În momentul în care două treimi din judecătorii curții apreciază că se poate încuviința reținerea sau percheziția unui membru al plenului Curții Constituționale, înseamnă că chestiunile sunt suficient de riguroase, sunt suficient de temeinice și există îndreptățire pentru acest lucru. Nu există judecător protejat în fața legii, iar această imunitate este aceeași cu acea a parlamentarilor, a judecătorilor și procurorilor. Chiar și a celor procurori care au procedat abuziv
în speța pe care v-am indicat-o. Senatorii USR au dorit să modifice în plen forma înaintată de Comisia Juridică, însă amendamentele propuse au fost respinse. La finalul dezbaterilor, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a fost adoptată de Senat în calitate de for decizional cu 70 de voturi pentru, 28 împotrivă și o abținere. Legea va merge la președinție pentru promulgare.